Se duce un la doctor, la dispensar și intră acolo în cabinetul doctorului și zice doctorul, no, repede, ce te dore? Apoi zice, domnul doctor, mă doare inima. Păi ce ai, limbrici? Cum am limbrici, domnul doctor? Mă doare inima. Păi explică doctorul că te poate durea liniștit inima de la limbrici, așa că, no, și ies ăsta, zice, mă, ce doctor bun, mă, din prima spune. Intră de ordică următorul, zice, domnul doctor, mă dor plămânii tare rău, și mai ales ăsta drept, păi ce ai, limbrici? Păi cum ai limbrici? No, explică și la asta că de la limbrici te pot durea și plămânii și tot așa și tot așa. Undeva pe la prânz apare Baciu Traian, dietul cu mâna ruptă. Și zice, domn doctor, ce mi-a rupt mâna? Ce doctor, pe ce ai limbrici? Dar, păi cum ai limbrici, domn doctor? Dar, păi mi-a rupt mâna. Păi ce, unde ți-ai rupt mâna? Acasă m-a suit în prun să culei prunile, cole poscară și am ticat și mi-a rupt mâna. Ce doctor, păi ce, nu spui eu că ai limbrici? Te-o mâncat în curs să te sui în prunul cel. Un ardelean cu ghesajii în spate și cu două plase în mână ajunge, stă pe o fugă în gară, în Cluj. Și fuge pe peron acolo și merge drept la șeful de peron și zice, domnule, dar păi dus-o-s o trenul de Ciucea. Dus-o-s o dară. Dar unde tu-l vai, domnie? Într-un veceu, doi băuți, ce unul către celălalt. Zice, măi, ce cum pizda, mă, zice, amândoi ne pișăm? Eu când mă piș, la mine se aude piș, la tine se aude fâș. La care asta, pe ce băi, dată în pitule, că te piș pe fâșul meu. Un ardelean cu ghesajii în spate și cu două plase în mână ajunge, stă pe o fugă în gară, în Cluj. Și fuge pe peron acolo și merge drept la șeful de peron și zice, domnule, dar păi dus-o-s o trenul de Ciucea. Dus-o-s o dară. Dar unde tu-l vai, domnie? Baciu Gheorghe bolnav, pe patul de moarte, bietul. Adună toată familia în jurul lui și zice, mă rog frumos să chemați notarul, dar chemăm popa să facem părtășanie, să... Notarul să-l chemați, da, muiuchi! No, dar-l chemăm, dar spune-ne de ce să-l chemăm. Nu popa, nu notarul. De ce să-l chemăm? Vreau să-mi știm numele. Tată, dar pe bolunzâta ai o viață întreagă, ai purtat numele ăsta. Cum vrei să te cheme? Să mă cheme Iosef Pișto. Dar păi de ce să te cheme așa, tată? Dar păi decât să moară unul de-a nostru, mai bine să moară unul de-a lor. Vine un bețiv către casă pe la 4 dimineața. Ghinionul lui era că locuia într-un șir de blocuri cu regim special. Intră el într-un bloc, îl întâmpină portarul. Dumneavoastră? Eu ce? Eu am venit acasă. A unde locuiți? Blocul 10. Ăsta nu-i blocul 10. Îl scoate afară, îl sucește, îl învârtește, îl trimite, intră în alt bloc și în alt bloc și în alt bloc și tot așa, până la vreo 6 dimineața, mai beat și mai obosit, ăsta vine înapoi la primul și zice, dar păi mă, pulă, dar păi tu ești portar la atâtea blocurile și eu nu locuiesc nicărimă.